Bună ziua! Sunt Sorina Stoian și pe parcursul lecției de astăzi vom vorbi despre probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor. Astfel, vom răspunde la câteva întrebări care ne ghidează spre rezolvarea unei probleme. Aceste întrebări sunt: Cum gândesc, ce fac, cum scriu și cum rezolv? Cum gândesc? Păi, citesc cu atenție textul, stabilesc ce îmi dă problema și ce mi se cere să determin. Ce fac în continuare? Notez mărimile care urmează a fi determinate. Apoi, cum scriu, folosind notațiile de mai sus, scriu, transcriu textul problemei matematic, adică. Transform informațiile din problemă în relații matematice, folosind ecuațiile corespunzătoare textului problemei. Cum rezolv? Rezolv ecuația sau sistemul de ecuații obținut și apoi interpretez rezultatul. Însă, cel mai bine este să rezolvăm împreună câteva probleme pentru a vă ghida cum să procedați în rezolvarea unei probleme cu ajutorul ecuațiilor. O primă problemă spune așa. După ce cheltuiește 3 sferturi din suma pe care o avea Ana, rămâne cu 11 lei. Ce sumă de bani a avut inițial Ana? cunoscuta problemei o vom nota cu X și reprezintă suma inițială pe care a avut-o Ana. Apoi mă întorc la textul problemei și vedem ce spunea. Spunea că Ana a cheltuit 3 sferturi din această sumă. Deci din X vom scădea 3 sferturi, adică 3 pe 4 din X și rămânem cu 11 lei. Aceasta este ecuația atașată textului problemei. Și acum rezolvăm ecuația. Înmulțim cu 4 pentru a, a scăpa de numitor. Obținem că 4x minus 3x egal cu 44, adică x egal cu 44. Deci Ana a avut 44 de lei. Aceasta este suma inițială. Următoarea problemă este o problemă uh, practică aplicativă de geometrie. Perimetrul unui triunghi este egal cu 33,5 cm. Știind că lungimea laturii mici este cu 2,5 cm mai mică decât lungimea laturii mijlocii și că aceasta din urmă este cu 6 cm mai mică decât latura cea mai mare, determinați lungimile laturilor triunghiului. V-am citit acest text foarte repede pentru a vă sublinia următorul lucru. Nu faceți așa, nu procedați așa, pentru că nu o să înțelegeți nimic din problemă. Pentru a înțelege textul problemei, trebuie să îl citiți încet, pe bucățele și să asimilați ceea ce el vă spune. Adică, Perimetrul unui triunghi este egal cu 33,5 cm. Deja eu îmi, îmi însușesc faptul că perimetrul, adică suma tuturor laturilor este egală cu 33,5 cm. Apoi, ce mai știu din text? Că lungimea laturii mici este cu 2,5 mai mică decât lungimea laturii mijlocii. Iar aceasta din urmă, adică latura mijlocie, trebuie să-mi spun acest lucru în gând, este cu 6 cm mai mică decât latura mare. După ce citim astfel textul, vedem că cel mai indicat este să notăm cu X lungimea laturii mijlocii, sau cu L sau cu A, cu ce literă doriți voi din alfabet. Deci X este lungimea. Laturii mijlocii. Lungimea laturii mici e cu 2,5 mai mică decât lungimea laturii mijlocii. Deci, x minus 2,5 este latura mică, la care adun latura mijlocie, la care adun latura mare care știm că este cu 6 mai mare decât cea mijlocie, pentru că zice că latura mijlociei cu 6 mai mică, cu 6 cm mai mică. Deci plus x plus 6 egal cu 33,5. Și am scris astfel ecuația problemei. x plus x plus x ne dă 3x, 6 minus 2,5 ne va da 3,5 egal cu 33,5. Adică 3x egal, scădem 3,5 și obținem 30. Deci x egal 10 cm. x este lungimea laturii mijlocii. Da? Deci aceasta este lungimea laturii mijlocii. Și vom obține că celelalte două laturi sunt 10 minus 2,5, adică 7,5 cm, și 10 plus 6, adică 16 cm, latura mică și respectiv latura mare. Trecem de la geometrie la o problemă cu bomboane. Și astfel știm că bunicul împarte nepoților săi câte 5 bomboane, și constată că îi mai rămân în pungă 3 bomboane. Dacă încearcă să împartă câte șase bomboane fiecărui nepot, constant, constată că rămân patru nepoți numai cu câte cinci bomboane. Câți nepoți are bunicul? Dacă notăm cu N numărul nepoților, vom putea scrie astfel că fiecare nepot primește 5 bomboane. Deci, 5 ori N. Și îi mai rămân bunicului trei bomboane. Deci acesta ar fi numărul de bomboane pe care îl are bunicul, care este egal cu și trecem la a doua parte a enunțului. Dacă încearcă să împartă câte șase bomboane fiecărui nepot, patru nepoți, deci asta înseamnă că împarte șase bomboane la N minus 4 nepoți, pentru că ceilalți patru rămân cu câte cinci bomboane. Și am scris astfel ecuația problemei, pe care acum o rezolvăm. Desfacem parantezele. 5n plus 3 egal cu 6n minus 24 plus 20, adică n egal cu 7, deci rezultă că bunicul are 7 nepoți. Prima parte a lecției, probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor. Urmează să aprofundăm și să lucrăm cu probleme în care avem nevoie și de sisteme de ecuații într-o lecție următoare. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!